Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Avram, cel neegoist. Textul de memorat îl găsim în Genesa, capitolul 12, cu versetul 2. Te voi binecuvânta! Dar înainte să începem povestioara noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Biblie. Astăzi te rugăm să ne ajuți să fim generoși. Te iubim atât de mult, îl iubim pe Iisus și vrem să fim ca tine. Amin! Avram a trăit cu mult timp în urmă. El și soția lui Sara erau foarte bogați, aveau mulți servitori și multe animale. Fiindcă Avram și Sara îl iubeau pe Iisus, el le-a încredințat o misiune specială. Voia ca ei să fie misionari. Voi merge, a spus Avram. Răspunsul acesta l-a făcut fericit pe Iisus. Iisus dorește ca eu să mă mut de aici, a spus Avram lui Lot. Vrei să mergi cu mine? Da, unchiule Avram, a spus Lot. Voi merge cu tine. Avram și toți cei care mergeau cu ei erau gata de plecare. Apoi au pornit în marea călătorie. Ei călătoreau în timpul zilei, iar noaptea se opreau să doarmă. După multe zile, și-au ridicat corturile și s-au odihnit. Atunci au început necazurile. Nu era suficientă iarbă ca să mănânce toate animalele. Servitorii au început să se certe pentru iarbă. Poate că nu ar trebui să locuim împreună, a spus Avram. Atunci, servitorii noștri ar putea găsi mai multă iarbă. Este o idee bună, a spus Lot. Au mers împreună să vadă ce loc va alege fiecare. Avram era foarte generos. Îi putem spune altruist. Chiar dacă Lot era mai tânăr, el l-a lăsat pe Lot să aleagă primul. Iisus a fost fericit să vadă că Avram era atât de generos. Iisus a putut face lucruri deosebite pentru Avram, pentru că acesta era lipsit de egoism și era ascultător. Iisus vrea să fim buni unii cu alții. Aceasta îl face și pe Iisus fericit și pe noi. Haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Tată Ceresc, te rog, ajută-ne să alegem întotdeauna să fim altruiști. Vrem să fim mici misionari pentru tine în fiecare zi. Îl iubim atât de mult pe Iisus. Amin. Colțul părinților. Avram a recunoscut că era responsabil de învățătura pe care o dădea casei sale și copiilor săi și le-a poruncit să facă ceea ce este drept și bine. Învățându-i legile lui Dumnezeu, el îi învăța că Domnul este judecătorul nostru, dătătorul legii și împăratul și că părinții și copiii trebuie să fie conduși de el, că din partea părinților nu trebuia să existe asuprire, iar din partea copiilor, neascultare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!